În mesajul de astăzi, fratele Zac Poonen din India va continua să ne dezvăluie alte câteva adevăruri eliberatoare care i-au transformat viața. În speranța că vă vor fi și dumneavoastră de folos, vă doresc audiție folositoare în minutele care urmează. The way of the cross is the way of life. Un alt lucru, al șaselea pe care l-am învățat. Calea crucii este calea vieții. Acum, acest mesaj al crucii, și nu mă refer la crucea fizică pe care a murit Domnul Iisus. Această cruce este proclamată oriunde în creștinism. Ci acea cruce pe care Domnul Iisus a spus că trebuie să o luăm în fiecare zi pentru a fi ucenicii Lui. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Este singurul lucru pe care Domnul Iisus ni l-a spus, că trebuie să-l facem zilnic. El nu ne-a spus să citim Biblia zilnic, deși este un obicei foarte bun să o citim în fiecare zi. Cred că ne ajută. Dacă vreți, luați o concordanță și căutați acest cuvânt zilnic în Noul Testament și Evanghelii. Și veți vedea că singurul lucru pe care ni l-a spus Domnul Iisus că trebuie să-l facem în fiecare zi este să ne luăm crucea. Acum, când eram un credincios tânăr, mi s-a spus să mă rog în fiecare zi și să citesc Biblia în fiecare zi, toate obiceiuri bune, să caut părtășia cu cineva în fiecare zi și să mărturisesc la cineva în fiecare zi. Toate cele patru lucruri excelente. Dar nimeni nu mi-a spus că trebuie să-mi iau crucea în fiecare zi. Singurul lucru, de fapt, pe care Domnul Iisus ne-l spune să-l facem zilnic. Și din această cauză, nu am înțeles această cale a vieții. Și cred că majoritatea credincioșilor nu au nici cea mai vagă idee ce înseamnă a-ți lua crucea în fiecare zi. Și aceasta este motivul pentru problemele care apar. Ce înseamnă să-ți iei crucea? În zilele în care Domnul Iisus a trăit pe pământ, dacă vedeai pe cineva ducând o cruce, și era o imagine obișnuită în acele zile, în acele vremuri, să vezi pe soldații romani care duceau un criminal la crucificare. Și dacă vedeai un om cărându-și această cruce, știai unde se îndreaptă. Urma să fie ucis, urma să moară, să spună la revedere tuturor lucrurilor de pe pământ. Și ceea ce vrea să spună de fapt Domnul Iisus, dacă vreți să mă urmați cu adevărat, trebuie să spuneți la revedere multor lucruri de pe acest pământ, la revedere ambițiilor tale. Gândiți-vă la acel om care mergea la crucificare, să moară. Nu mai avea planuri pentru viitor. Poate că avea ceva planuri, dar toate se spulberau. Pentru că mergea să moară, nu mergea la un picnic. Și Domnul Iisus spune, dacă vreți să mă urmați, trebuie să muriți față de tot ceea ce ați plănuit pentru voi înșivă. Asta nu înseamnă că trăim ca niște zombi, fără niciun plan. Pavel spune, sunt crucificat, sunt mort, dar altcineva trăiește în mine acum. Hristos trăiește în mine. Acesta este creștinismul, un schimb de vieți, unde eu renunț la planurile mele și spun, Doamne, care sunt ale Tale? Eu mor. Care este crucea pe care trebuie să o iau în fiecare zi? Să mor față de planurile mele, față de sentimentele inimii mele, față de reputația mea, față de sentimentele mele care au fost rănite de cineva care a spus ceva despre mine? Este un verset frumos în Romani 6, care spune așa, este important, atunci când căutam această putere a Duhului Sfânt, pe când aveam vreo 23 de ani, simțeam că era ceva în viața de credință, un lucru pe care l-am ratat. Eram născut din nou, botezat în apă, mergeam regulat la biserică, am renunțat la ceea ce știam că este păcat în acele vremuri, erau lucruri exterioare, și totuși ceva lipsea în viața mea. Și pe măsură ce îl căutam pe Dumnezeu și îi spuneam, Doamne, vreau să știu și vreau să experimentez această putere a Duhului Tău în viața mea. Dumnezeu mi-a arătat cum a fost uns cu Duhul Sfânt când a intrat în apa botezului. Și apele botezului simbolizează moartea față de sine,
permițând altcuiva să te scufunde în apă. Și când Ioan Botezătorul l-a ridicat din apă, era un simbol al ridicării sale din morți. Acolo, Domnul Iisus accepta această cale a crucii, acest botez. El acceptase deja această cale timp de 30 de ani deja, moartea față de sine, astfel ca Dumnezeu să-i dea puterea să trăiască viața pe care Dumnezeu o vroia pentru el. În felul acesta trebuie să trăiesc și eu. Iată versetul despre care vă spuneam, Romani 6, versetul 11. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Iată aici o situație. Atunci când sunt provocat, ispitit, trebuie să ajung la acest verset și să spun, Doamne, Tu vrei ca eu să mă socotesc mort aici. Cum ar reacționa un om mort în această situație? Să spunem că cineva te insultă. Merg la Romani 6:11. Doamne, Tu îmi ceri să-mi iau crucea și vă asigur, sunt nenumărate momente în care trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi. Socotiți-vă morți. Cum ar reacționa cineva mort dacă altcineva i-ar spune că e prost sau un nebun? Nici măcar nu s-ar schița o schimbare în expresia feței lui. Imaginați-vă să intrați într-o astfel de viață în care să nu fie afectat pentru că ai ales calea crucii, calea vieții. Ai ales să te socotești mort. Aceasta însă pare că dacă am alege acest stil de viață, oamenii ar putea profita de noi. Și este frica pe care mulți oameni o au. Dar atunci trebuie să credem o promisiune pe care Dumnezeu o face. În 1 Corinteni, 1 Corinteni 10, versetul 13. El nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Dacă nu ar fi fost o promisiune de felul acesta, ar fi fost foarte periculos să te socotești cu adevărat mort, pentru că oamenii ar fi profitat tot timpul de tine. Dar Dumnezeu privește toate aceste lucruri și El a promis că nu vei întâmpina nici măcar o situație pe care nu vei fi în stare să o porți. Va găsi El o cale pentru tine ca să izbutești. Și promisiunea este că dacă mor cu El, voi și trăi cu El. Aceasta este promisiunea. Domnul Iisus a mers la moarte pentru că știa că urmează o înviere. Dar pentru că noi nu credem că El ne va învia. Când mergi în apa botezului, să zicem că acest om care este lângă tine nu te-ar ridica din apă. Nu cred că vei fi botezat. Nu vom lăsa pe un inamic să ne boteze. Pentru că acesta s-ar putea să ne bage în apă și să ne țin acolo. Acum, de ce voi toți cei care ați fost botezați v-ați supus, v-ați încrezut în cineva care v-a scufundat în apă? Pentru că știați că vă va ridica. Există un simbol aici. Sunt gata să intru în moarte pentru că eu cred că Dumnezeu mă va învia. Voi experimenta o înviere dacă sunt gata să iau crucea, această cale a crucii. Dacă această credință nu este acolo, este foarte dificil să mergi pe această cale, această cale a crucii. Dacă murim împreună cu El, Biblia spune că vom și trăi împreună cu El. Dar atunci putem spune, nu mai sunt eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar noi nu experimentăm această parte, Hristos trăiește în noi, pentru că suntem ezitanți și nu intrăm în acea moarte. Cineva mă deposedează de drepturile mele sau mă insultă și eu nu sunt gata să mor. Vreau să reacționez așa cum reacționează copiii lui Adam. Și rezultatul este că după mulți, mulți ani, nu experimentez ceea ce Pavel numește puterea învierii lui. Voia lui Dumnezeu este să experimentăm această putere care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, în fiecare zi. Dacă aleg această cale a crucii, Dumnezeu cu siguranță mă va conduce în puterea învierii Lui. Și din această cauză alegem această cale a crucii. Socotiți-vă pe voi înșivă morți. Pentru mine acest adevăr a însemnat o eliberare când am descoperit acest lucru. Și Dumnezeu mi-a vorbit de mult, în 1963, acum aproape 40 și ceva de ani, din acest fel în care Domnul Iisus a ales să fie botezat, atunci când căutam această putere a Duhului Sfânt. Și Domnul mi-a spus, atât timp cât vei alege această cale în viața ta, vei avea puterea mea care se odihnește peste tine. Dar în ziua în care te vei depărta
de această cale a crucii, vei pierde de asemenea puterea mea. Și am descoperit motivul pentru care foarte mulți creștini nu au putere, atât în viața lor, cât și în lucrarea lor. Sunt înfrânți în mod constant de același vechi păcat, an după an după an, pentru că nu cred că dacă vor intra în această moarte, Dumnezeu îi va ridica. Vreau să vă încurajez să credeți că dacă muriți împreună cu El, așa cum spune în 2 Timotei 2:11, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Este o promisiune. 2 Timotei 2:11. Dacă murim împreună cu El, am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Și de asemenea putem spune că dacă nu vrem să murim împreună cu El, nu vom și trăi împreună cu El. Vreau să trecem acum la numărul 7. Al șaptelea adevăr pe care l-am învățat, care de asemenea a fost un adevăr eliberator. Opinia lumii este bună de aruncat la coșul de gunoi. Opiniile tuturor celor din lume poți să le arunci la gunoi. Dacă opinia cuiva te deranjează, nu vei putea să-L urmezi pe Iisus. Cât cunoaște acea persoană despre tine cu adevărat? Poate că te critică atunci când este nervos, poate că este gelos, invidios. Sunt nenumărate motive, dar opiniile lor sunt bune de aruncat la gunoi. Și același lucru se aplică cuiva care te laudă. De exemplu, dacă 10.000 de oameni te numesc înger, vei deveni un înger? Nu. Dacă 10.000 de oameni îți spun, ești un sfânt, devii o persoană sfântă? Nu. Știm asta. Și dacă 10.000 de oameni îți spun că ești un diavol, devii un diavol? Nu. De ce atunci ne deranjează atât de mult aceste lucruri? De ce suntem deranjați când auzim că cineva a spus ceva rău despre noi? Mi-aduc aminte un sfânt al lui Dumnezeu spunând, dacă ar ști adevărul gol-goluț despre mine, ar spune lucruri mult mai rele decât spun acum. Nu este oare așa? De multe ori, oamenii îngenunchează înaintea lui Dumnezeu și îi spun, Doamne, sunt un păcătos nenorocit. Dar dacă a doua zi aud pe cineva numindu-i păcătoși nenorociți, sunt cu adevărat deranjați? Lucru care indică faptul că până și în rugăciune folosim cuvinte pioase fără să le credem. Noi nu credem de fapt că suntem păcătoși nenorociți, pentru că nu am lăsat pe altcineva să se refere la noi în felul acesta. Opinia oamenilor se poate arunca la gunoi, pentru că, în ziua finală, Dumnezeu ne va judeca prin prisma a ceea ce vede El în interior. Biblia ne spune în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Cu toții credem că am experimentat acest lucru făcând anumite lucruri cu o motivație bună și acele lucruri au fost înțelese greșit. Am spus ceva cu o motivație bună, dar a fost înțeles greșit. Poate chiar de soțul tău sau de soția ta, vecin, soră, frate. Și tu spui, de ce mă suspectează? Nu am avut niciodată intenția aceasta. Dumnezeu nu te va judeca așa cum te judecă ființele umane. El spune că vede intențiile și motivațiile inimii. Și judecata lui Dumnezeu este dreaptă și bună. În Isaia, capitolul 2, vă spun că acesta este versetul care m-a ajutat pe mine. Când am început să predic, aveam 22-23 de ani. Și ca orice tânăr, aveam o teamă de a sta înaintea oamenilor. Eram emoționat, vroiam să îi impresionez. Nu am fost un vorbitor în public, nu am mai avut parte de asemenea experiențe până atunci, în școală sau în liceu, și eram foarte emoționat când stăteam în fața oamenilor. Și era o dorință imensă, așa cum este poate în toți tinerii, să impresioneze oamenii. Și aceasta mă inhiba și mă limita. Și într-o zi am văzut acest verset, Isaia, capitolul 2, versetul 22. Pe mine m-a ajutat, nu știu dacă vă va ajuta și pe voi, dar pentru mine a fost un verset eliberator. Isaia, capitolul 2, versetul 22.
Spune Dumnezeu aici, nu vă mai încredeți dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare, căci ce preț are el? Și vă spun în ce fel m-a eliberat pe mine. Din acest verset, Dumnezeu îmi arăta, fiecare om este în viață doar pentru că are suflare în nările lui. În momentul în care Dumnezeu ia acea suflare, el devine pământ, praf. El este pământ. Știm asta. Dacă suflarea unui om îi este luată, el în foarte scurt timp devine pământ. Deci ceea ce mi-a spus Dumnezeu, atunci când vorbești oamenilor, imaginează-ți că ai mici proeminențe de pământ, de praf. Au suflare de viață, de aia vorbesc, se mișcă, interacționează, dar sunt pământ. Pământ de diferite culori. Vă spun că acest gând m-a eliberat. Am spus, Doamne, doar atât suntem. Voi fi eu îngrijorat doar pentru că există ceva suflare în nări și eu, ca reprezentant al lui Dumnezeu, vorbesc acestor oameni. Doar opinia lui este opinia care contează. Pentru mine a adus eliberare. Și am descoperit de-a lungul anilor, ca orice lucru pe care îl spun, ca orice lucru, cum ar fi în notul, necesită timp, ia ceva vreme, dar după o vreme devine obicei. Să spui, Doamne, dorința mea este doar să îți fac ție plăcere. Vreau să te impresionez pe tine și nu pe oameni. Și acest lucru se aplică multor altor domenii. Dacă spui, Doamne, în viața mea, nu sunt impresionat dacă prin felul meu impresionez sau nu oamenii din jurul meu, dar vreau să te mulțumesc, să-ți fac ție plăcere. Vreau să trăiesc înaintea ta. Mi-aduc aminte de vremuri în care trebuia să mă rog în public. După cum bine știți, pot fi 5-10 oameni sau într-o biserică. Și mă rugam și eram atât de conștient că oamenii din jur ascultă rugăciunea mea. Și mă rugam într-un fel încât să-i impresionez. Și eram entuziasmat dacă cineva spunea un amin sau un aleluia. Și cred că cu toții suntem așa. Și veneam acasă și spuneam, Doamne, nu m-a rugat ție acea rugăciune. Eu mă rugam ca să-i impresionez pe ceilalți. Este un lucru formal pe care îl facem de multe ori, să te rogi într-o întâlnire. Nu am fost deloc surprins că nu mi s-a răspuns la acea rugăciune. Și nu știam dacă răspunsul ar fi venit, pentru că nici măcar nu știam ce m-a rugat. Am fost pus să mă rog și m-a rugat și eu ceva. Și ideea este că toți o facem, dar dacă nu mergi acasă și să te judeci pe tine însuți pentru ce ai făcut, nu vei fi niciodată eliberat de acel lucru. Te vei ruga la fel chiar după 50 de ani. Dar mergeam acasă și spuneam, Doamne, vreau să fiu eliberat de acest lucru. Vreau să mă pot ruga într-o întâlnire publică, la fel cum mă rog atunci când sunt singur, pe genunchi, în casa mea, lângă patul meu sau oriunde, când sunt doar cu Tine. Așa vreau, Doamne, să mă rog când sunt în public. Dar era o bătălie, o luptă crâncenă, care a durat ani, până să mă pot ruga în public și să nu fiu deranjat, stingherit de cine ascultă, cine nu ascultă. Și să nu mă preocupe dacă oamenii sunt sau nu impresionați de ceea ce spun eu. Pentru că eu oricum mă rugam lui Dumnezeu. Eu nu vorbeam oamenilor acelora. Acestea sunt mici domenii în care dacă ești sincer cu tine însuți, vei vedea cât de mult, chiar și în activitățile noastre pe care le considerăm cele mai sfinte, căutăm să impresionăm oamenii. Și în momentul în care vrei și dorești să impresionezi pe alții, este ca un lanț care te trage înapoi. Și oricât de tare ai vrea să alergi, nu progresezi, ci rămâi în același loc. Pentru că acest lanț te trage înapoi. Trebuie să o rupem cu aceasta. Și trebuie să vedem că aceste opinii ale oamenilor sunt potrivite să fie date la gunoi. Ce contează dacă acel om nu a fost impresionat de rugăciunea mea? Eu mă rog lui Dumnezeu, nu lui. Este doar un domeniu. Sau altceva. De fiecare dată când vorbesc, am făcut lucrul acesta poate de mai bine de 40 și ceva de ani. Merg acasă și mă întreb, Doamne, îl întreb de fapt pe Dumnezeu, Doamne, este ceva ce am spus? Un lucru care a fost doar să impresioneze pe oameni, nu să-i ajute? Vreau să mă curăț. Mijlocul de a fi eliberat, de a fi liber față de aceste opinii ale oamenilor, este să fii sincer și să recunoști înaintea lui Dumnezeu că în anumite situații, în anumite domenii, ai căutat aprobarea oamenilor. Ai spus lucrul acela ca să impresionezi oamenii. Spune de acum, Doamne, vreau să te impresionez doar pe Tine.
Lucrul minunat este următorul. Când suntem eliberați de aceasta, opiniile oamenilor vor înceta să ne mai deranjeze. Opiniile oamenilor sunt ca un lanț, vă spun. Este un lanț care oprește pe cei mai mulți credincioși să meargă înainte, îi trage înapoi, să împlinească scopul deplin pe care Dumnezeu îl are cu ei. Poate că nu realizați cât de mult din viața ta de credință a fost afectată pentru că ești preocupat de ceea ce alții zic sau gândesc despre tine. Trebuie să înțelegem. Și așa cum spune Scriptura, nu vă mai încredeți în om. Suflarea lui este doar în nările lui. De ce ești preocupat de opinia lui, spune Dumnezeu. Și am comparat acest lucru cu acele cuvinte pe care Dumnezeu Tatăl le-a spus despre Iisus la botezul său. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și ce a făcut Domnul Iisus timp de 30 de ani ca să-i facă plăcere Tatălui atât de mult? Nu a făcut niciun miracol, nu a scos niciun demon, nu a predicat nicio predică, nu a vindecat niciun om bolnav, nu a făcut nimic din ceea ce noi numim lucrare. Ce a făcut a fost să ascultă de Iosif și Maria acasă, să fie bun față de frații săi mai mici și surorile sale, să facă poate scaune și bănci și mese bune în tâmplăria lui. Și Tatăl deja își găsea plăcerea în el. Noi credem că este vorba doar de un om mare al Dumnezeu care merge și predică de aici colo. Și Dumnezeu este încântat de acel om. Dar Domnul Iisus și viața lui a dovedit acest lucru a fi o minciună. Pentru că la sfârșitul celor 30 de ani, fără să fi călătorit prin lume, doar în Nazaret, făcând o slujbă normală, de tâmplar, nepredicând nici măcar o predică, nefăcând nicio minune, Tatăl declară că își găsește toată plăcerea în Fiul Său. Ce a fost acel lucru care i-a făcut plăcere Tatălui? Tot ceea ce a făcut Domnul Iisus în acei 30 de ani, a dorit să caute aprobarea Tatălui Său. La un moment dat spune, fac doar ceea ce este plăcut Lui. Fă din acest lucru exemplul Tău. Și spune, Doamne, vreau să ajung în acel loc, chiar dacă îmi ia 10 ani. Uneori mă rog așa, îi spun, Doamne, dacă îmi ia 10 ani să ajung acolo, vreau să ajung acolo. Poate că vei asculta acest mesaj și vei spune, de mâine nu mă mai interesează părerile oamenilor. Să știi că nu va dispărea într-o zi. Poate că îți va lua 10 ani să ajungi acolo, dar ceea ce îți spun este să nu renunți. Nu renunța. De fiecare dată când te găsești în această stare, că ești deranjat de părerile oamenilor sau ofensat de ce spune cineva, sau simțindu-te așa bine de lauda cuiva. Mi-aduc aminte că Domnul mi-a arătat odată, vreau să te aduc în acel loc în care critica oamenilor nu va produce nicio umbră în inima ta, nici măcar o pană din inima ta să nu se miște. Dar apoi, ce este și mai dificil, ca lauda oamenilor să nu producă de asemenea nicio flatare în inima ta. Atunci, cu adevărat, ai devenit liber. Eliberat de opiniile oamenilor. Vedeți, importanța acestui lucru o vedem în acest verset. Galateni, capitolul 1, versetul 10. Vedeam în mine această dorință imensă de a fi un slujitor, un lucrător adevărat al lui Iisus Hristos. Și priveam în bisericile din jurul meu, ca tânăr, și am găsit foarte puțini oameni, aproape că pe nimeni, spre care aș fi putut privi și să zic, cu adevărat, acesta este un om al lui Dumnezeu, un slujitor adevărat al lui Iisus Hristos, un om cu adevărat smerit, duhovnicesc, care are puterea și ungerea Duhului Sfânt peste el. Aproape că pe nimeni nu reușeam să văd. Dar eu însumi aveam în mine această dorință de a fi un slujitor adevărat. Și am citit acest verset din Galateni, capitolul 1, versetul 10, unde se spune în ultima parte, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Și am scris acest verset pe o bucată de lemn și am pus-o la intrare în casă și am păstrat-o mulți, mulți ani și am privit mereu și mereu și mereu la acest verset. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Și asta s-a împământenit în ființa mea. Vrei să fii cu adevărat un slujitor al lui Hristos? Nu căuta niciodată să faci pe plac oamenilor. Caută să-i faci plăcere doar lui Dumnezeu. Fii conștient că Dumnezeu privește asupra ta. De multe ori mă gândesc atunci când predic, îmi imaginez că Domnul Iisus stă în rândul din față pe un scaun și ascultă. Imaginați-vă dacă Iisus ar sta fizic acolo, în fața ta. N-aș fi
preocupat de ce credeți voi ceilalți despre predica mea. Aș fi preocupat de felul în care gândește el și mă vede el când spun ceva. Dar, Doamne, este adevărat, noi spunem, Doamne, Tu ești aici. Atunci când doi sau trei sunt adunați în numele Tău, ești și Tu prezent. Dar de multe ori nici măcar nu recunoaștem prezența Lui. Trebuie să fim cu adevărat eliberați de acest lucru. Cred că este unul din domeniile majore în care trebuie să fim eliberați. Să recunoști că opinia oamenilor nu contează din punctul de vedere al Lui Dumnezeu. Când voi sta în fața scaunului de judecată a Lui Hristos, Dumnezeu nu va întreba pe nicio altă persoană din lume: ce ai crezut tu despre Zac? Nu. El nu are nevoie de recomandarea nimănui. Nu are nevoie de opinia nimănui. Aduceți-vă aminte lucrul acesta. De multe ori îmi imaginez lucrul acesta. Vedeți, noi, imaginația noastră ne-am folosit-o pentru lucruri murdare în trecut. Dar acum zic, de ce să nu ne folosim imaginația pentru lucruri bune? Și de multe ori îmi imaginez că atunci când vine Hristos și stă pe scaunul lui de judecată, la tronul de judecată, unul câte unul, oamenii sunt chemați să stea înaintea Lui. Și vine și numele meu acolo, să stau înaintea Lui. Și îmi imaginez cum îmi judecă toată viața. Și acolo descoper că toate opiniile oamenilor, bune sau rele, nu vor conta pentru El în acel moment. Pentru că El mă privește mereu și mă vede înăuntru. Și practicam acest lucru. Doamne, voi sta înaintea Ta. Și la fel cum repeți pentru un examen sau un interviu, acesta este lucrul cel mai important care se va întâmpla când vei sta înaintea Lui în acea zi. M-a ajutat să fiu eliberat de opinia oamenilor. Dacă nu descoperi lucrurile acestea acum, le vei descoperi atunci, că opinia tuturor oamenilor, lucrurile bune pe care le spun despre tine, sau lucrurile rele care le spun, sunt potrivite să le arunci la coșul de gunoi. Spun totuși că există o calificare și este următoarea. Dacă este cu adevărat un om duhovnicesc care îți spune opinia lui despre tine, o voi lua în serios. Pentru că cel mai probabil, acel om va exprima și inima lui Dumnezeu. De exemplu, dacă Apostolul Pavel ar trăi pe undeva pe aici și el mi-ar fi spus ceva despre mine însumi, aș lua în serios ce mi-ar zice. Pentru că el este un om care umblă aproape de Dumnezeu. Și nu doar mă critică sau mă laudă, ci îmi spune ceva ce mă ajută să mă văd pe mine însumi. Acestea sunt situațiile pe care trebuie să le luăm în considerare. Și apoi ajungem la numărul 8, al 8-lea lucru. Trebuie să fim umpluți în mod continuu cu Duhul Sfânt. Este un alt lucru pe care l-am învățat în viața mea, Efeseni 5. Nu este de ajuns să fiu umplut odată. Cred că este marea greșeală pe care o fac unii oameni. Vorbesc despre un anumit timp specific în care au fost umpluți sau botezați cu Duhul Sfânt. Cred că trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt, dar cred că trebuie să fim umpluți în mod continuu. Și am descoperit că acest cuvânt botez este un cuvânt misterios. Și pe măsură ce am citit mai multe despre aceste lucruri, am descoperit că nu este un cuvânt englezesc. Din această cauză sună așa misterios. Nu este un cuvânt englezesc, este un cuvânt grecesc. Și dacă ai fi locuit în Grecia acum 2000 de ani și dacă ai fi auzit că cineva își botează mâna, nu era ceva ciudat. Însemna că își băga mâna în apă. De fapt, acel cuvânt însemna scufundare. Acesta este înțelesul grecesc al acestui cuvânt. Botez înseamnă scufundare. Și atunci când se vorbește despre botez în apă, înseamnă scufundare în apă. Domnul Iisus a spus, mergeți și scufundați oamenii în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă stai sub cascada Niagara, vei fi cu adevărat scufundat. Și așa putem fi scufundați în Duhul Sfânt. De multe ori, imaginea Duhului Sfânt este acea imagine a râurilor care vin de la tronul lui Dumnezeu. Ce cascadă puternică este aceasta. Și eu vin și stau sub această cascadă și pot spune că sunt scufundat în Duhul Sfânt, botezat, scufundat în Duhul Sfânt. Dar trebuie să rămân acolo. Eu pot pleca de acolo. Și nu mai sunt scufundat, nu mai sunt plin de Duhul Sfânt. Deci, greșeala pe care mulți oameni o fac este că acum ceva ani, în 1959, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Poate că ai fost.
Dar este ca și cum ai spune, mi-a făcut plinul la mașină în 1985. Poate că l-ai făcut, dar de ce mașina ta nu mai merge astăzi? Trebuie să fiu umplut mereu și mereu și mereu. Și acesta este înțelesul versetului 18 din Efeseni 5. Cuvântul real este acolo, continuat să fiți plini de Duh. În mod continuu fiți umpluți de Duhul Sfânt. Să mergem în Ioan capitolul 7. Domnul Iisus ne spune condițiile pentru a fi umpluți, plini de Duhul. Versetele 37 la 39. Sunt două condiții. Trebuie să însetezi și trebuie să crezi că Iisus o va face pentru tine. Asta e tot. Acum, dacă nu ai o sete, nu ai o dorință, disperată, aș putea spune, să fii umplut de Duhul Sfânt, îți pot spune chiar acum că nu vei fi. Dar dacă cineva însetează să vină la mine, să înseteze atât de mult, atât de disperat încât să spună, Doamne, eu nu pot trăi fără aceasta. Nu pot trăi viața de credință fără puterea Duhului Sfânt. Este ca acel bec care spune, eu nu pot arde dacă nu primesc electricitate, nu primesc curent. Dă-mi curent și voi arde, dar fără curent nu pot lumina. Doamne, nu pot trăi această viață fără Duhul Sfânt. Pot auzi aceste adevăruri că sfințenia vine prin ațintirea privirilor mele spre Iisus, despre calea crucii, care este calea vieții, că opiniile oamenilor sunt potrivite pentru coșul de gunoi și toate celelalte, dar cum să trăiesc eu această viață? Ai nevoie de o putere. Și aceasta este puterea Duhului Sfânt. Ați observat în predica de pe munte, dacă luați în serios, la modul cel mai serios, predica de pe munte, și citiți Matei 5, 6 și 7, la ce concluzie ajungi după ce citești aceste trei capitole? Mi-aduc aminte pe cineva care mi-a spus, frate Zac, predica de pe munte este dificil de trăit. Dar i-am spus, nu e dificil, e imposibil. Atât timp cât crezi că este dificilă, vei încerca. Vă spun că este imposibil. Crezi că este doar dificil să nu poftești după o femeie nici măcar o dată în 30 de ani? Să nu te mâni niciodată în 30 de ani? Așa a trăit Domnul Iisus. Niciodată să caute onoarea oamenilor, să fii ispitit să arăți oamenilor lucrurile pe care tu trebuie să le faci în mod secret înaintea lui Dumnezeu. Este imposibil. Când înțelegi și conștientizezi că adevărata viață creștină și Domnul Iisus spune că această cale este îngustă și din această cauză mulți oameni o citesc și o ignoră, dar cei care o iau în serios observă că singurul lucru care lipsește din această predică de pe munte, care este? La sfârșitul tuturor acestor lucruri, nu ne spune cum putem trăi această viață, ci spune, trebuie să trăiți așa. Dar nu ne spune cum. Pentru că scopul predicii de pe munte, la fel cum era cu cele 10 porunci, este să ne aducă într-un loc al nevoii. Acolo, Dumnezeu testează sinceritatea oamenilor. Ați observat în cele 10 porunci, de exemplu, că oamenii puteau păzi cele 9 porunci, dar când ajungeau la 10, nimeni nu putea să o țină, pentru că toate celelalte 9 erau exterioare. Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu te închini la idoli, dar cea de-a 10-a era să nu râvnești, să nu dorești, să nu dorești soția aproapelui tău, să nu dorești casa vecinului tău sau orice aparține vecinului tău. Cine putea ține asta? Nimeni. Și de ce a pus Domnul acea ultimă poruncă la sfârșit? Să testeze, de fapt, câți oameni în Israel erau sinceri să spună, Doamne, eu nu pot ține asta. Spune-mi cum să le păzesc. Asta, de fapt, spunea Pavel în Romani 7. Când a ajuns la porunca 10, a spus, Doamne, eu nu pot să o țin asta. Mă lupt, dar găsesc tot felul de pofte în inima mea. O, nenorocitul de mine, cine mă va elibera? Și Dumnezeu a deschis o cale pentru el să fie eliberat. Același lucru se poate spune despre predica de pe munte. Citești predica de pe munte și dacă o iei ușor, nu vei ajunge nicăieri. Dar dacă iei fiecare verset în serios, și dacă n-ai făcut-o, vă încurajez să o faceți. Treceți prin fiecare verset și întreabă-te, Doamne, țin eu, păzesc eu cuvântul acesta? Acestea sunt poruncile tale. Și Domnul Iisus a spus, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Ajungi la o nevoie disperată încât vei striga la Dumnezeu și vei spune, Doamne, cum pot să fac eu lucrul acesta? Cum pot să le păzesc? Nu țin niciuna dintre aceste porunci.
Cum pot spune că te iubesc dacă nu păzesc poruncile tale? Atunci Dumnezeu va vedea că însetez după ceva ce nu am. Și aceasta este puterea Duhului Sfânt. Și mai ai nevoie de un lucru, să crezi. Chiar dacă voi, care sunteți răi, știți să dați lucruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult, cu cât mai mult, Tatăl vostru cel Ceresc va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Nu intrați în tot felul de dezbateri teologice asupra ceea ce au unii și zic unii și explică unii. Întreabă-te pe tine însuți. Curg râuri de apă vie din inima ta, din viața ta. Eu am găsit că nu curgea. Nu eram proaspăt. Și citind predica de pe munte, am văzut că nu pot să o păstrez, nu pot să o păzesc. Și ziceam, Doamne, am nevoie de această putere în viața mea. Și ani de zile nu am crezut că Domnul o poate face pentru mine. Dar a venit un moment, o zi, în care am zis, da, Doamne, cred că o vei face pentru mine. Și odată ce experimentăm această plinătate a Duhului, asta ne dă putere să biruim păcatul din viața noastră. Ne dă o ungere pentru o lucrare în viața noastră, o slujire. Indiferent ce lucrare îți dă Dumnezeu pentru viața ta. Am văzut că sub această ungere a Duhului Sfânt am fost călăuzit să predic și să rămân plin de Duhul Sfânt. Am văzut că tot ceea ce trebuie să fac era să-mi păstrez o conștiință curată. Duhul lui Dumnezeu este foarte sensibil. Când găsești o pată în conștiința ta, ia-o ca pe un spin care îți intră în picior. Scoate-l imediat și poți rămâne plin de Duhul Sfânt. Și al doilea lucru este, smerește-te. În orice situație te-ar aduce Dumnezeu să te smerească, pleacă-te. Și aceasta am descoperit de-a lungul anilor, că dacă îmi păstrez o conștiință curată și mă smeresc de fiecare dată când Domnul îngăduie situații umilitoare în viața mea, găsesc că rămân plin de Duhul Sfânt. Apa curge întotdeauna în cele mai de jos locuri. Întotdeauna. Și dacă mă smeresc, Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. Duhul curge ca râurile de apă vie când ocupăm poziția cea mai de jos. Și așa vrea Dumnezeu să trăim această viață de creștin, plin de Duhul Sfânt în mod continuu. Acesta este răspunsul. Și diavolul a contrafăcut atât de mult lucrul acesta, încât i-a făcut pe creștini să meargă când într-o extremă, când în alta. Și să fie angrenați în tot felul de probleme teologice. Răspunsul nu este în dezbaterea teologică, ci în a avea o sete și o recunoaștere sinceră că nu trăiesc modelul, tipul de viață de creștin la care Noul Testament mă cheamă. Și răspunsul nu este mai multă luptă, mai multă determinare și mai multe decizii, ci căutându-L pe Dumnezeu pentru puterea Duhului Sfânt. Știu că acest lucru mi-a schimbat viața. Domnul Iisus a fost uns de Duhul Sfânt. Acesta a fost secretul vieții sale. Și dacă El a avut nevoie, cu cât mai mult avem nevoie astăzi noi. Să ne rugăm. Să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și să-L căutăm. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Și El dă lucruri bune celor care îi le cer. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu aveți pentru că nu cereți. Să cerem și să-i spunem, Doamne, vreau să trăiesc acest tip de viață creștină la care Tu m-ai chemat să trăiesc. Te rog, ajută-mă să îl pot vedea mai clar pe Iisus. Ajută-mă să am credință, să cred că Tu poți să-mi dai mai mult decât cer sau gândesc eu. Umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt. Mă încred în Tine. Pun pe altar orice dorință, orice plan, orice ambiție și vreau să-Ți fac Ție plăcere, Doamne. Și cer în numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat cel de-al treilea mesaj al fratelui Zac Punând din India despre adevăruri învățate în cei 50 de ani de umblare cu Dumnezeu, adevăruri care au transformat viața acestuia. Până săptămâna viitoare, în aceea zi și la aceeași oră, când vom putea afla împreună alte asemenea adevăruri, fiți binecuvântați!
Puteți intra în posesia acestui mesaj, cât și altor predici ale lui Zac Poonen, pe CD sau DVD, sunând la numărul de telefon 0230 520 573 sau direct pe site-ul rvsv.ro.